Băi, turme care sunt foliat, eu nu s-am furat nimic de turul. Păi eu gestionarea ei, mă mâncam mea la împăcat, la scâmbra, bă, tot mi-e rogat să nu se gândi. Hai, deși voi, că vă dau și mă putut și într-am cap. Păi, domnule, că îmi spun ce, tot nu te-ai împins, dar mă, de eu nu am să... Nu te vreau la care nu da marfa, dacă o curg bine. La Carrefour, la Oradea, iar am descărcat la Carrefour-ul mare, aceea unde e spre Arad, și mai este unul în oraș, pe interzis. Și am sunat, eu n-am știut cu cine stau de povești, eram cu prostul el mare de la București, era numărul, care e șeful de magazine, știi? Și zice foarte simplu, merg la Peco, ți-ai autorizație, zic, stai un pic. Zic, eu n-am bani să iau autorizație. Ce șofer de tine și tu de n-ai 50 de lei la tine? Băi, fraiere, zic, eu mai mult, n-am să dau pentru voi. Că ți decontează. Băi, până decontează, eu mânc pula. Băi, zice, tu știi cu cine vorbești, că eu sunt director de magazin. Zic, mă doare în pulă, eu sunt director de tir. Hai, ce-am văzut cu el ca cu dracu. Păi așa m-am dus și eu la orăștie, acolo la... Păi se face spre soarele alea, să treci calea ferată. Le-am dus hoțea și... Și... M-am băgat direct așa cum așa la portă, vin de ea, gardia în ea, pe mine. Bă, că vine direct. Ce e bă dacă vine direct? Directul meu în birou, eu mă duc să descarc hoțea, și eu vin din Germania, că directorul vine acum, eu trebuie să-i fac cale liberă, că intră directorul cu un fir. Bă, dă-l la unii mei, direct. Zic, băi, suntem singura țară care tremurăm în fața la totul. La tot care vine și ne conduce de afară, alte țări, și noi ne căcăm pe noi, zic, că vine direct. Lătă-lă, vizită la măsa. Ai, fă la aia la Sojeco, cu ferele, cu aia, cu filtrele de cafea. Acolo pe strada Lucii. Acolo. Te-am descărcat. Păi eu zic acolo, de la 13 km de orăștie sau la Sibișel. Rămurăm în fața la toți, bă, la toți, veniți aceia care vin, italieni, nemți sau ce dragul, au austrieci, au nu știu ce, rămurăm în fața lor, mai dă-i mă înfinit la măsii. La Kaufland, uite cum mă duc eu acum cu marfa, mai tot cu scudero. Dacă ai o cutie, nu, și din la Timișoara, de acolo, să nimeni are strâmbă sau ceva. Fai, ce gură fac! Când încarci tu, pe cât e paletul de lat, marfa e mai ieșită cu cât e un lat de mână și într-o parte și într-alta de pe palet. Nu bagă-i drace trei alături ar mașina. Da, așa e. Așa pe mi-au pus odată, am dus la Bistrița, la Baia Mare și la Satul Mare. Mi-au pus jos conservele alea mari de pește, cu salată de aia, de peștile, pulii. Și deasupra borcane, s-au îndoit alea, s-au spart, de nu știe, a pește, a pizda, ce pute în vagon. Stăte vagonul huit într-o râlă, i-am de la băgat în rampă la Bistrița. Bă, au făcut aia poză, păi băgați-vă pula ele, ce să-i fac? Da, nici nu poți să spui că n-ai voie pe fragil, ci drumurile-s drepte la noi. Am avut un țigan de acolo de lângă orăștie, iar a lucrat pe cisternă la zahăr și l-a trimis pe cu marfă de la Proctor. S-a dus țiganul frumos la ghișeu, zice, păi bocan și vestă, pentru ce? L-a pregătit cu contractul de muncă la subsoară. Zice, ia uite ce scrie aici, șofer mașină de mare tonaj. Pagina 2, fișa postului, ia uite atribuțiunile mele. Și eu acum sunt pe pauză. L-a ținut o zi în rampă până l-a descărcat, dar nu vreau nici de-al dracu să descarce. Ca așa are firma contractul descărcat. Bă, eu n-am treabă, vie firma și vă descarci. Eu șofer, eu acum trebuie să mă odihnesc. Da, o mă obligat.
Și s-ar putea să mă duc și eu în dimineața să ajung la pantalon scurt, la tricou și să întreb pentru ce. Și apoi să iei pula mea până vineri, că vineri vin acasă. Dăm cu canal mai sus, dar nu te deranjează pe aici. Hai să dăm. Ai avut? Da. Au, că mai sunt care, și afară, e mai bine, știi? Mai zi, și așa. Mai zi, mai întreabă oamenii, eu un altul. Aici ce dracu face de o defișat dealul ăsta? Se rupă drept? Poate ar fi făcând ceva autostradă și pe ei, mai știi? Ce dracu de autostradă să te vizi aici? E nu se stare să le facă pe alea, care o eu acum, după kilometri, lor nu mă mai zbat, că am ajuns la concluzia că ori faci mult, ori puțin tot e fută ăștiai noștri. Eu vineri acolo pe la mea să fiu acasă și îmi bătați mă duc la pădure să fac o mașină de lemne, să o vând și să treacă vremea. Înainte meream și eu ca nebunul până dădeam cu capul în volan. Mai mere pula mea, că Doamne fer, faci ceva, eu trez mâna de pe tine. Păi da, dar dacă nu mai ai experiență, că nu mai ai experiență, mă, de la drumul tine, mai mere drujba. Mere, dă-mi pula, că mi-a fost și dor. Am fost acum o lună de zile, cam așa. Iară, și vinerea și sâmbătă, am băgat-o în service, am avut ceva de lucru, le-am stat o săptămână, ne-am luat mecanici, bă, pot eu gătască, vă ia mama la dreapta. Am unul de-a meu de la Răștie, acolo, tehnic, toată dimineața, când mă vedea, bă, nu ți-o gătat-o. Nu, mă, mai n-or venit piesele, nu. Merea la ei, bă, Adi, zic, stai, dracu, cu minte, mă, că eu întreabă, un chem, pula mea. Nu, pe dracu, așa spune și tu. Nu, zic, nu te, el a vrut să mă ajute, știi, să termine repede. Bă, nu m-a ajutat tu, lasă-l și ea. Ești italien. Da, i-am mai prins și pești. Am prins un gabarit în fața, bă, să vezi tu trepțele. Bă, acum o dată suntem în Brașov, nu mai avem treabă. O luăm câte codlea. Bulgă? Stai gaz, stai gaz. Gabarit, duc cât e de mare. Duce țigări, acolo, cred că. Nu s-au bine? Nu s-au bine, nu ce bagaj are. Am adus luni cu săptămâna, am încărcat vinerea din Pur de la Constanța pentru ăștia, ei la Brașov pentru autolivă să-i fac centuri. Ață, din Made in China, că noi nu mai știm face ață. Bă, zic, asta e ușoară, trăznească Dumnezeu ca de câinile mort a tras. Și cutighele mari și pe două rânduri, de nu era două păl gol din tavan la vale. Da, cu ouă le-am venit.